România, sub 10% dintre cetățeni cumpără o carte pe an. Pentru a încuraja proiectele și evenimentele care promovează lectura, începând de anul acesta, avem și o zi națională a lecturii. Momentul a fost marcat astăzi și la Biblioteca Centrală Universitară Carol I din București. Au participat autorități și reprezentanți din mediul academic și cultural. Biblioteca Centrală Universitară Carol I, în parteneriat cu Muzeul Național al Literaturii Române, a organizat astăzi prima ediție a Zilei Naționale a Lecturii. Evenimentul a avut loc în aula Bibliotecii Centrale Universitare Carol I. Pentru noi este încă un prilej de a marca importanța lecturii, a culturii, a accesului la cunoaștere, la valorile autentic universale, drept pentru care am fost fericiți să deschidem astăzi seria manifestărilor dedicate Zilei Naționale a Lecturii, o zi care a fost de curând declarată așa și care este la fix o lună de la Ziua Culturii Naționale. Este foarte important ca Fundația Colegiului Național de Apărare să se implice în astfel de evenimente, pentru că vrem să tragem un semnal de alarmă într-o societate în care, de la cel mic până la cel mare, toți se concentrează pe lumea internetului și pe informație culeasă din mediul online. Lectura, care, din păcate, ca și cartea scrisă, este o lăsată în urmă, e bine ca noi să readucem în prim plan, atât în viața celor din mediul preuniversitar sau universitar, cât și din celelalte medii ale societății, mesajul că este bine să ne reîntoarcem la lectură. Evenimentul a fost moderat de Ioan Cristescu, directorul Muzeului Național al Literaturii Române, și s-a bucurat de prezența unor reprezentanți de seamă ai instituțiilor de educație și cultură. Evenimente în care sunt implicați peste 70 de artiști, actori, scriitori, academicieni, oameni de cultură în general, muzicieni, tocmai pentru a marca cât mai divers nevoia de lectură și nu numai nevoia de lectură, ci și plăcerea lecturii. Sunt foarte bucuros să fiu împreună cu dumneavoastră de Ziua Națională a Lecturii aici și să vă salut și să vă felicit cu căldură din partea administrației prezidențiale. Putem spune că ne vom fi împlinit menirea atunci când lectura, această frumoasă și mai de folos în toată viața omului zăbavă, va face redundantă Ziua Națională a Lecturii, pentru că ea, întâlnirea noastră cu cartea, va fi o expresie a normalității noastre sociale. Ministrul Educației le-a spus celor prezenți că lectura îi ajută pe tineri să devină cetățeni activi. Vă mulțumesc pentru această ocazie de a putea adresa câteva cuvinte în sprijinul lecturii. Lectura creează legături profunde și statornice în rândul tinerei generații. Lectura îi ajută pe copii să viseze, îi ajută să înțeleagă, îi ajută să ajungă în toate colțurile lumii, îi ajută să participe la aventuri, îi ajută în ultimă instanță să devină cetățeni activi a acestei țări. În cadrul manifestării culturale a fost lansat întregul poștal realizat de Romfilatelia cu prilejul Zilei Naționale a Lecturii. Acest moment aniversar ne-a oferit prilejul să arătăm tot ceea ce înseamnă colecțiile particulare și colecțiile aflate în tezaurul filatelic românesc, să propunem ca tot ceea ce înseamnă frumos, care înseamnă o lectură, de ce nu, a unor mesaje atât de minimaliste și cu o grafică specială pot să ne ducă într-o altă lume. Este vorba de întregurile poștale cu timbru marcă fixă Nicolae Iorga, cu 65 de ani, emblema Muzeului Național al Literaturii Române. Îi urăm la mulți ani și, nu în ultimul rând, Spiru Haret, întemeietorul școlii românești moderne. Tot pentru a marca Ziua Națională a Lecturii a fost realizată o expoziție menită să pună în lumină personalitățile lui Titu Maiorescu și Spiru Haret. Expoziția prezintă o selecție de scrisori și manuscrise, fotografii, cărți și reviste, multe provenind din fondul Fundațiunii Universitare Carol I.